Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre cumetrii și nepotisme politice. De ună, președintele Iohannis le cerea tinerilor studenți să intre în politică, să se înscrie în partide și să scoată din viața politică dinozaurii. Iohannis este simpatic, declarațiile sale inocente au provocat râsete în marile partide. Atât PNL cât și PSD funcționează ca niște mari găști de interese și combinații. Aceste găști sunt patronate de către dinozauri. Cine crede că dinozaurii vor lăsa de bunăvoie locul tinerilor? Și mai ales, de ce? Câteodată procurorii DNA execută câte un dinozaur, dar locul lui este luat rapid de către un pui de dinozaur, nici de cum de un om tânăr care vrea reforma clasei politice. În mod real, chiar dacă procurorii DNA i-ar aresta pe toți dinozaurii politici, visul lui Iohannis cu tinerii care să intre în politică nu s-a realizat. Ultimul mare dinozaur politic executat de procurori este chiar Vasile Blaga, prietenul politic al președintelui. Ca o paranteză pentru Iohannis, dacă în decembrie 2014 dinozaurul Blaga nu i-ar fi condus campania electorală, e greu de crezut că acesta ar fi ajuns președinte. Ca o paranteză fie spus pentru Vasile Blaga de data asta, acesta nu a avut probleme penale în regimul Băsescu, deși era cunoscută dușmânia dintre fostul președinte și buldog, are acum probleme însă în plin regim Iohannis. Viața este ironică și nedreaptă pentru Blaga. Acum Vasile Blaga a fost executat. Mai departe, acesta va încerca să-și păstreze controlul în PNL prin intermediul oamenilor săi de încredere. Un astfel de puius de dinozauri este fostul șef al tineretului PDLIS, un junior pe nume Sorin Dan Moldovan. Acesta va ajunge deputat după ce Vasile Blaga a avut grijă de cariera sa politică. În interiorul PNL se spune despre Moldovan că ar fi nepotul lui Vasile Blaga, o informație incorrectă. Ce este cert însă este faptul că tatălui Sorin Moldovan are o relație de prietenie veche cu Vasile Blaga de dinainte de 1989. În mod evident, Moldovan senior are conexiuni politice puternice atât cu Blaga cât și cu alți politicieni din Bihor, locul său de baștină. Vasile Blaga este de fapt tartorul unei grupări politico-economice care s-a extins în România plecând de la Oradea. Juniorul Sorin Moldovan a ocupat în timpul guvernării Portocalii funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Tineret și Sport. Înainte de funcția publică, Stoinel și-a început inițierea în afaceri și politică în cadrul firmei de construcții Construct Mod, deținută de tăticu. Nașul lui Petică Moldovan senior este fostul primar PDL de la Oradea, actual senator PSD Petru Filip. Asociata lui Moldovan senior a fost Rodica Mărginean, soția fostului director al Vămilor. Vameșul Mărginean este unul dintre frații de cruce ai fostului Vameș, Vasile Blaga, ajuns acum dinozaur politic. Prin intermediul firmei de construcții, familia Moldovan a încasat 10 milioane de euro din contracte cu statul în județul Bihor. Primul mare contract public câștigat de familia Moldovan a fost reabilitarea liniei de tramvai din Oradea pentru o sumă de 8,3 milioane de euro. Contractul a fost atribuit de nașul Petru Filip, pe atunci primar al Oradiei. Un alt contract gras a fost cel de reabilitare a unui tronson din drumul național 76 între județele Arad și Bihor. Valoarea lui a fost de circa 38 de milioane de euro. În timp ce tăticul Moldovan încasa milioane de euro de la stat, Vasile Blaga avea grijă ca juniorul Sorin Moldovan să avanseze în cariera politică la București. La vârsta de 23 de ani, acest sorinel puștiu al vechiului PDL a fost angajat pe o funcție de director în cadrul Ministerului Educației. Apoi a fost promovat în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Acțiune împotriva violenței în sport, din cadrul ANT. Numai în 2 luni, juniorul Sorin Moldovan va ajunge deputat PNL spre satisfacția probabilă a președintelui Iohannis. Iohannis vede cu această ocazie că liberalii chiar îi ascultă ordinele politice. PNL va scoate de pe liste penalii, dar va promova nepoții și amantele, ceea ce este o evoluție.